Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de luni, 22 mai 2023. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru mesajele voastre extraordinar de frumoase pe care le primesc în fiecare zi de la voi. Aceste mesaje mă umplu de bucurie, sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care povestiți experiențe ale dumneavoastră și pentru care eu sunt foarte, foarte recunoscătoare. Simt că fără toate acestea și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această zi frumoasă de 22 mai, țin să-i urez un călduros la mulți ani și să aibă parte de tot ceea ce își dorește, să-i se împlinească toate visele. Haideți să vedem și ceșcuța noastră de astăzi. Iată așa arată ceașca, dragii mei, pentru azi. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Iată cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă, aceasta însemnând cel puțin o veste foarte bună pe care o vei primi și în această zi, o veste care te va găsi foarte primitor sau primitoare și te va bucura nespus de mult, da? Vei vărsa aceste lacrimi de bucurie, de fericire, dragul meu sau draga mea. Haideți să vedem ce spune această ceșcuță. Dragilor, văd aici niște inițiale. Pentru cei cu inițialele N, P, M și C, văd că o să aveți parte de niște vești în această zi care n-or să vă placă. Poate veți auzi niște bârfe despre dumneavoastră și nu vă vor plăcea aceste bârfe, dar să știți că o să treacă. O să vă spuneți foarte simplu, eu știu ce fac și nu mă interesează ce zice X sau Y și o să mergeți mai departe. Dragii mei, văd cum doriți să cumpărați unii dintre voi o mașină albă. Văd cum această mașină este deja la poarta voastră. În 7 zile sau pe data de 7 veți cumpăra această mașină sau veți vinde mașina voastră și veți fi foarte fericiți sau fericite că v-ați împlinit și acest vis. Mai apare aici o furnică lângă casa voastră. În casa voastră o să intre mai mult belșug, acea dorință pe care o ai pentru viitorul tău, acel noroc, acea fericire vor intra în viața și în casa ta și mai apare și o inimă. Dacă ai inima goală, dragul meu sau draga mea, să știi că îți vei deschide și tu sufletul pentru cineva. Vei lăsa ca o persoană nouă să se apropie de tine. Dragii mei, apare aici un cal și voi stați călare pe acel cal. Așa cum Făt Frumos o caută și o găsește pe Ileana Cosânzeana, așa tu îți vei găsi ursitul sau ursita, dragul meu sau draga mea, și vei trăi o poveste extraordinară de iubire. Dragii mei, văd că mulți dintre cei care vă aflați într-o relație sunteți la distanță unul față de celălalt. Pentru cei care vă cunoașteți deja, adică v-ați văzut în viața reală, văd că partenerul vă poartă în gând tot timpul, tot ceea ce face, adică munca sa, vă dedică vouă, știe că dacă n-ați fi fost voi, probabil că n-ar fi avut nicio motivație să facă ceva cu viața sa. Vrea să-și construiască o viață alături de tine, această persoană. Iar pentru cei care doar vorbiți la distanță și nu v-ați văzut încă, văd o dorință aprinsă a acestei persoane de a vă vedea, de a vă simți căldura mâinilor.
Unele dintre aceste persoane, să știți că deja v-au pregătit un cadou cu care vor să vină în întâmpinarea voastră și vă veți vedea foarte curând cu această persoană. Dragii mei, văd aici că mulți dintre voi sunteți plictisiți așa de viață, de oamenii din locul unde munciți. Nu vă mai convine nimic. Mereu vă întrebați de ce vi se întâmplă numai vouă lucruri rele, nedorite. Să știți că majoritatea dintre voi aveți anumite blesteme asupra voastră. Este cineva, este o femeie în viața dumneavoastră care v-a blestemat încă de mic copil. Este o femeie cu litera S sau N și această femeie v-a blestemat, dar să știți că acest blestem va trece, nu va rămâne lângă voi, pentru că această femeie se va îmbolnăvi. Da, nu este un blestem pe viață, da? Deci nu vă speriați. O broască țestoasă, dragii mei, se vede aici. Dacă doriți o casă, văd că veți cumpăra această casă, sau dacă dorești să vinzi această casă, vei vinde de asemenea. Aveți și îngeri păzitori, dragilor, care vă ajută și alungă toate negativitățile de deasupra voastră. Acești îngeri vă protejează. Este foarte bine că vă rugați. Rugăciunile voastre, să știți că sunt ascultate. Văd că aveți drumuri deschise în fața voastră, v-ați gândit să plecați, dar văd că este cineva care vă pune piedici. Fie nu aveți cineva sau ceva, da, fie nu aveți banii necesari de a face această călătorie, fie nu aveți actele care vă trebuie, dar să știți că într-un final veți reuși să faceți acest drum, pentru că văd că drumul acesta vă deschide spre o cale luminoasă, cu mult noroc în bani. Încet, încet văd că în casa voastră, dragilor, a început să fie din ce în ce mai multă liniște, să se limpezească apele, să puteți discuta și voi în voie, în liniște și astfel încât să puteți avea rezultatele pe care vi le doriți. Dragii mei, văd că o să plecați de asemenea la un drum sau cineva de la drum vine spre voi. E posibil ca această persoană să vină chiar și cu mașina. Cifra 7, peste 7 zile sau 7 săptămâni, văd că cineva care te-a supărat vine să-și ceară iertare. Poate fi sora, poate fi fratele, poate fi un cumnat sau o cumnată. Poate fi partenerul, bineînțeles, sau partenera și voi o să iertați această persoană. Văd aici multe uși deschise în fața voastră, fie în dragoste, fie în muncă, fie în bani, pentru că văd că vin acești bani spre dumneavoastră, apar aici și niște pești. Norocul vostru va fi alături de voi. Văd aici un semn de întrebare care apare în capul vostru în legătură cu partenerul vostru. Poate vă gândiți că acest partener al vostru mai are pe altcineva și nu știu de ce vă tot gândiți să vă despărțiți de acest partener. Să știți că văd că nu știți ce să faceți. Da? Această persoană este posibil să fi greșit față de voi. Să fi vrut să vă înșele, dar nu v-a înșelat în fapt, da? Adică nu a făcut exact ceea ce dumneavoastră credeți că a făcut. Nu a apucat să facă acele lucruri, chiar dacă s-a mai îndepărtat așa de voi. Dar văd că această persoană este posibil să vină cu anumite explicații spre voi în perioada următoare, însă nu știu dacă aceste explicații vor conta pentru voi. Dragii mei, văd aici că persoanele peste 56 de ani vă va bate norocul la ușa voastră. Pentru aceste persoane singure, văd că veți găsi și voi o ființă care este potrivită pentru voi. O ființă bună la suflet și o să vă petreceți tot restul vieții alături de această persoană.
În cazul în care ați avut anumite certuri cu partenerul sau cu partenera din cauza rudelor, dragii mei, dar văd că aveți această inimă între voi, adică vă iubiți foarte mult, să știți că vă veți împăca pentru că persoana de lângă voi nu vă va lăsa niciodată. Da, dragilor, ce să zic, văd tot apare aici a treia persoană în relație pentru unii dintre voi. Văd că veți afla în curând cine este această a treia persoană dintre voi și veți lua măsuri, da? Adică veți avea o discuție foarte aprinsă, ca să zic așa, cu partenerul sau cu partenera și veți lua o decizie care să vă privească pe amândoi. Adică fie veți pune punct acestei relații și vă veți vedea de viața dumneavoastră, fie veți ierta această persoană și veți merge mai departe în această relație. Dragii mei, văd aici un om bătrân. Acest om bătrân este tatăl sau bunicul dumneavoastră. Văd că este foarte bolnav, este în baston și se află în pragul ușii. Vă așteaptă mereu acest bărbat și un nufăr lângă el. Se roagă pentru voi și să știți că rugăciunile lui vă ajută foarte mult. Văd că aveți foarte multe drumuri, poate spre un loc de muncă sau de rezolvat niște probleme, poate aveți ceva în legătură cu o judecată de rezolvat, niște întâlniri de efectuat, dar să știți că toate acestea vor trece cu bine și veți afla și voi veștile pe care vreți să le aflați despre voi, despre viața voastră, da? Despre direcția spre care se va îndrepta viața voastră. Dragii mei, să știți că nu în ultimul rând vor intra bani în buzunarul vostru. Văd aici o pungă de bani și văd că veți fi foarte bucuroși, veți reuși să faceți tot ceea ce aveți în cap să faceți cu acești bănuți, da? Sau dacă aveți datorii, bineînțeles, să vi le plătiți. Haideți să vedem, dragii mei, și dorința voastră. Iată cum s-a adunat aici toată negura din casa voastră, din sufletul vostru, da? Să știți că dorința voastră este pe cale să se împlinească chiar foarte repede și văd că mai aveți o dorință în legătură cu o casă, da? Poate că vreți să vă cumpărați sau să construiți această casă. Văd că este o dorință care se va împlini destul de repede și mai văd un înger care veghează, dragul meu sau draga mea, asupra ta și văd cum toate lucrurile se limpezesc în casa voastră. Veți avea și voi parte de liniște, de relaxare, de momente de pace, da? În momente în care veți putea să vă gândiți la ceea ce merită pentru voi. Haideți să vedem, dragii mei, aceasta a fost cescuța de astăzi, să vedem ce videoclipuri, cu ce videoclipuri vă mai aștept azi. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc de vizionare, vă invit și la alte etalări. Toate cele bune!